Salutare prieteni, bine ați venit la tutoriale-video.info Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program de analizat sistemul computerului nostru Mulți dintre noi ne facem griji pentru deteriorarea sistemului de operare pe care îl folosim Odată cu trecerea timpului De aceea, we, we, WebRoot System Analyzer este un program care ne poate fi de ajutor pentru a arăta ce nu mai funcționează corect în calculatorul în două minute, în maxim două minute. Programul analizează și afișează un raport detaliat despre orice problemă în ceea ce privește hardware-ul, software-ul sau fișierele infectate cu malware, ceea ce este foarte interesant. Pentru a lua programul vom deschide un browser și scriem Wii. Webroot root system analyzer softpedia dăm click pe primul rezultat dăm click pe download from softpedia și dăm click pe external mirror așteptăm un pic Acum voi puteți să rulați executabilul direct din browser, eu o să-l salvez pe desktop. Închidem browserul, rulăm executabilul. Și surpriză, din păcate, executabilul, softul nu necesită instalare. Este direct executabil dec decât îl rulăm. Acum pentru dăm a green install ne start pentru a putea să, în, o, să ne o să înceapă să ne scaneze sistemul v-am spus maxim 2 minute. Uh, cum v-am spus Weibrut analizează sistemul de operare starea hard discului dispozitivele atașate procesele uh, memoria și fișierele infectate de malware procesele. Uh, nu durează mai mult de 2 minute și îl putem opri în orice moment, pur și simplu dăm click pe cancel. După scanare, este, după ce scanarea este completă, aplicația ne afișează rezultate între categorii, cum v-am spus, hardware, software și t uh, threats, amenințări. Putem observa în vom uh, putea observa că la partea de hardware, cum v-am spus, avem, două avem o problemă și la partea de software avem tot așa un, uh, o problemă. Din păcate uh, putem vedea un raport detaliat apăsând pe View Report Details, dar programul nu a fost făcut să ne uh, ajute să reparăm uh, problemele legate de calculatorul nostru. De aceea, tot ceea ce trebuie să facem noi în momentul de față este să căutăm pe internet problema respectivă. De exemplu, a large number of temporary files have been found. Ne spune că un număr mare de file temporare au fost găsite. În total, 812 MB Windows Internet Explorer. La partea software, la partea hardware, ne spune că... Um, ne spune că sunt niște fișiere foarte mari care nu au fost defragmentate, cred că se referă la partea de defragmentare, nu știu, sigur, care ne poate uh, distruge performanța. Și în momentul în care a terminat de scanat, putem observa că sistemul ne dă un scor de la 0 la 100. Puteți observa că sistemul meu este între 90 și 100. Sistemul meu este fresh instalat, voi puteți să obțineți orice alt rezultat și în momentul de față, după ce scanarea a, a luat sfârșit, voi trebuie să rezolvați problemele legate de uh, calculator. Cam acesta ar fi uh, tutorialul. Dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în obligate comentarii acestui tutorial, iar eu sau colegul meu, Adrian, vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!